Îndrumător Ana Irimia. Cine m-a făcut-o mare? Asta ne va întreba. Te invit alături de mine, da? Haide, o aplaudăm! Mult succes! Succes! Ultima concurentă, dar nu cea din urmă, din cadrul grupei 7-9 ani, este invitată acum pe scenă. O cheamă tătaru Maria Adelina, vine de la Valeriu de Cotea din Vidra. Îndrumător, doamna Aurelia Vaida, povestea mea este cântecul ei. Să o ascultăm cu mare drag. Mult succes!
Foarte, foarte, foarte mult, felicitări și mult succes! Gata, punem punct și grupei 7-9 ani. Sper că v-au plăcut, micuții participanți. Mergem mai departe, dar până atunci vreau să facem o mică pauză de câteva recitaluri frumoase pentru ca jurul nostru să delibereze, să existe timp pentru așa ceva. O voi invita acum alături de mine la microfon pe eleva Colegiului Național Unire, are 15 ani, urmează cursurile de canto de la vârsta de 9 ani cu doamna profesor Aurelia Vaida. Are multe trofee naționale și internaționale, nu vreau să dau citire aici pentru că sunt foarte, foarte multe, dar vă spun că a participat la emisiunea concurs Next Star și a fost selectată pentru Vocea României. Astăzi ne va interpreta Je suis malade și o cheamă Giulia Andonescu. Aplauze pentru ea! Și chiar vă provoc să dansăm împreună cu Giulia astăzi aici pe scena din Focșani. Da? Bine, bine, bine! Sunt doar, ca nu
felicitări! Mereu mi-a plăcut franceza, dar niciodată nu am reușit să învăț așa cum mi-aș fi dorit. Asta e, se mai întâmplă. Mergem mai departe cu al doilea recital, în afara concursului, da? Subliniez acest lucru ca să nu încurcăm borcanele, cum s-ar spune. Deținătoarea peste 30 de premii, dintre care 7 trofei de grupă, 14 locuri întâi. Mădălina Vasilache are 13 ani, este elevă la Angel Salini și studiază canto de la vârsta de 7 ani cu doamna profesor Aurelia Vaida. Asta Cupăl se numește piesa ei și vreau să o primim cu aplauze și să dansăm alături de ea. Mădălina Vasilache! Felicitări! Mulțumim! Mergem mai departe cu al treilea recital în această minunată pauză muzicală. O invit din nou pe scenă pe Ana Maria Istudor, va interpreta piesa Le Temple Catedrale din muzicalul Notre Dame de Paris. Aplauze pentru Ana Maria Istudor! Je suis comme un monde, un peu de désir. Les artistes en ont mis.
Ana Maria Istudor, mulțumim pentru acest recital. Mergem mai departe în cadrul concursului de muzică ușoară românească Florile Dragoste, ediția cu numărul 23. Aici, în Piața Unirii din Focșani, mă bucur foarte mult că ne-am strâns mai mulți. Sunt mulți copii care vor cânta aici, pe scena aceasta, și trebuie să fim alături de ei. Voi striga la grupa de vârstă 10-12 ani, primii 5, îi voi striga pe primii 5 să se pregătească în lateralul scenei și vom proceda așa, la câte 5, câte 5 și tot așa. Primii 5, Delico, Maria Daria, Lupu, Miruna, Mihaela, Ciochină, Daniela, Alice, Racovițeanu, Andreea, Carmen și Suduc, Maria, Aniela. Primii 5 concurenți. Dar acum, la microfon, o voi invita pe Delico, Maria Daria, de la școala numărul 3 din Focșani, profesor coordonator Cornelia Topală, te las cu inima. Bine ai venit! Bună seara, Focșani! Da, așa, să vă rog! Felicitări, mulțumim foarte mult și mult, mult, mult succes! Mergem mai departe cu Lupu, Miruna, Mihaela, are 10 ani, de la Club Artă Tecuci, profesor coordonator Ana Iremia și ne va cânta Să fim copii. O venim de sigur. Bine te-am găsit, Râșnou! Vreau să zic aplauze, dar n-am mai apucat. O aplaudăm cu siguranță acum. Thank you.
Aplauze. Gata, mergi la înghețat acum. Mergem mai departe cu următoarea concurentă. Ciochina Daniela Alice, Angel Salini, Focșani, profesor coordonator Costel Manea. Cine va cânta? Lupi. O primim cu foarte multe aplauze pe Daniela Alice. Asta dacă este alături de noi astăzi. Nu este, sau poate nu s-a pregătit. Dacă este în Piața Unirii pe undeva și nu a auzit că n-am fost strigată, noi vom aștepta sau o vom pune mai târziu în programatorul nostru. Mergem atunci cu următoarea noastră concurentă, racovițeanu Andreea Carmen, de la Școala Ștefan cel Mare din Focșani, profesor coordonator Ioana Mocanu. Rug se numește piesa ei. Haideți să o aplaudăm și să-i urăm mult succes! Oh,
Mergem și mai departe cu următoarea noastră concurentă, pe care o cheamă Suduc Maria Aniela. Vine de la Angel Salini Focșani, coordonator Cornelia Topală, și ne va cânta Primul Cer. Iar acum vă rog din nou pe dumneavoastră să o primim cu foarte multe aplauze. Succes! Sunt ochii tăi
Să duc Maria Aniela! Felicitări! Să o aplaudăm! Uite, ai alungat toți norii, vezi? S-a înselinat, răsare soarele, bucurie, veselie, am scăpat de ploaie. Mergem mai departe, voi rosti următorii 5 concurențe, se pregătească aici lângă scenă și le voi da citire chiar acum. Vasilescu, Mădălina, Brânză, Bianca, Elena, Dan, Rareș, Alexandru, Lăbunț, Andrei, Darius și Lungu, Ana, Maria. Următorii 5 concurenți sunt invitați lângă scenă să fie pregătiți pentru a nu pierde timpul care este foarte, foarte prețios astăzi, cel puțin. Vasilescu, Mădălina este următoarea concurentă. Vine de la Alexandru Plăcuță Focșani, coordonator Ana Irimia. Cine va cânta? Primăvara va veni cu soarele și cu florile și cu voia bună, da? Să o primim cu aplauze! Și mulțumim și urăm mult succes. Mergem mai departe cu următoarea concurentă, pe care o cheamă Brânză. Bianca Elena vine de la Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza din Panciu, profesor coordonator doamna Aurelia Vaida. Cine va cânta? Mama. O aplaudăm!
Succes! Uite, după atâtea domnișoare, vine și un cavaler pe scena noastră. Îl cheamă Dan Rareș Alexandru, vine de la Colegiul Național Unirea din Focșani, coordonat de doamna Aurelia Vaida, și ne invită la vals. Un adevărat cavaler. Aplauze pentru el! Yeah.
Alexandru Smile ar fi mândru de tine, să știi. Da, mult succes, felicitări. Am și dansat. Mergem mai departe cu altă cavaler, Lăbunț Andrei Darius, de la Angel Salini Focșani, coordonator de doamna Aurelia Vaida. Să mă fie vară, zice el. Să-l aplaudăm și așa să fie. Să-i vorbim cu colegul dinainte să cântați de la Zmaine amândoi? Să vă place voi așa de mult. Felicitări, bravo, bravo, bravo. Mergem și mai departe cu lungul Ana Maria, de la Simion Cristian, de la Andreașul de Jos, coordonator doamna Cornelia Tofală. Bună seara și bine ai venit. Și va face o descoperire, căci așa se numește piesa ei. Vedeți ce simpatică este. Haideți să o aplaudăm și în stânga, și în dreapta, și mai în spate. Aici aplaudăm mai în față. Felicitări și mult succes! Yeah.
Ana Maria, mulțumim și noi, felicitări, succes, succes. Uite, ai și un bonuleț aici pentru a merge la iogurteria Iaco, să nu greșesc, pentru o înghețată, pentru toți participanții noștri, mulțumim foarte, foarte mult. Voi striga următorii patru concurenți pentru a se pregăti cina de la scenă și apoi vom proceda cum am făcut și mai devreme, da? Moraru, Andreea, Beatrice, Preda, Alexandru, Cristian, Preda, Corina, Silvia și Pontea, Flavius, Ștefan. Acum o aplaudăm pe Moraru, Andreea, Beatrice de la Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Puza din Panciu, coordonată de Mirela Georgescu. Șansa e de partea mea, adică ta. Aplauze pentru ea! Succes! Sau este drumul greu, dacă o stea se stinge de pe cerul meu, îmi regăsesc puterea, forța de-a mai spera și nu mă simt învinsă cât mai pot. Felicitări, succes, mulțumim și noi, foarte, foarte frumos. Mai departe mergem, să știi că trebuie să rămâi puțin să-ți dau bilețelul acesta pentru că am uitat să-ți dau acum. Revin eu lângă scenă. Preda Alexandru Cristian este următorul nostru concurent. De la Nicolae Iorga Focșani, coordonator Gabriela Cristea. Cât de frumoasă ești în seara asta. Aplauze pentru ei și succes! Și așa vei fi mereu.
această seară. Ce spun deși nu e prima oară. Aș toată ființa mea te cheamă. Votul tău e viața mea. Cât de frumoasă ești astă seară. Ce spun aplauze pentru acest tânăr talentat, abia aștept să de fapt n-am cum să văd, dar va fi cu siguranță norocoasă fata cărei vei cânta tu această melodie. Bun, mergem mai departe, tot la numele de Preda suntem, dar de data aceasta Corina Silvia de la Club Art Tecuci, profesor coordonator Ana Irimia. Cine va cânta? Părinții mei. Aplauze pentru această prințesă și să-i urăm mult, mult succes! Tata-i lângă mine.
aplauze pentru Preda Corina Silvia. Felicitări, mult, mult, mult succes! Mergem mai departe cu următorul nostru concurent, Bontea Flaviu Ștefan, are 12 ani. Vine la Ștefan cel Mare din Focșani, coordonator doamna Aurelia Vaida, și ne va cânta Acasă. Aplauze pentru el! Artistă extrem de talentată a României. Felicitări și mult, mult succes! Îi voi striga pe următorii și ultimii patru de la această categorie de vârstă. Bratu Miruna Mihaela, Comănescu Miruna, Tudos Miruna și Tâlvăr Mario Manuel. Și acum voi invita alături de mine, o voi invita pe Bratu Miruna Mihaela de la Angel Salini Focșani, coordonată de doamna Adina Suflețel, și ne va cânta Fără Oameni. Aplauze pentru ea, să o încurajăm! Ia romanță! Asta înseamnă că trebuie să aplaudăm mai tare, așa se întâmplă. De fiecare dată când v-am rugat să
să aplaudați și n-ați aplaudat, s-a întâmplat câte ceva. Ba, cu... Na, se întâmplă, dar asta nu e o problemă. Acela zâmbet. Aplauze pentru Miruna, microfonul jos la următorul concurent. Mergem mai departe cu următoarea Miruna, dar de această dată Comănescu o cheamă. Vine de la Dumnezeu Amfirescu în Focșani, coordonator, doamna Aurelia Vaida. Noi amândoi ne va cânta și noi o vom aplauda. Bine, Focșani! Thank you.
ne-a cântat și ne-a încântat Comănescu Miruna. Succes, draga noastră. Proto Miruna va urca acum pe scenă. Tudosă Miruna de la Dubiu Zamfirescu Focșani, coordonator doamna Dina Zuflețel, și ne va cânta Suflet Drag. Să o aplaudăm. Succes! Categoria de vârstă 10-12 ani, tâlbăr Mario Manuel de la Alexandru Vlahuță Bujești, coordonator doamna Aurelia Vaida, și ne va cânta, desigur, Smiley. Oarecare aplauze pentru el! Thank you.
Mario, scuze. Aplauze pentru Tilbur Mario. Foarte, foarte bine. Acesta a fost ultimul concurent de la categoria de vârstă 10-12 ani. Mergem mai departe. Dar, pentru ca juriul să aibă timp să delibereze, vom mai avea două recitaluri foarte, foarte frumoase. Așa că o să o invit acum pe scenă pe laureata cu marele trofeu, reprezentând în România, la concursurile internaționale de la Moscova, San Petersburg și Chișinău, Maira Vrabie, aici alături de noi, are 10 ani, este elevă la Ion Bazgan și de la 7 ani face canto cu doamna Aurelia Vaida. Bine ai venit, draga noastră! Uite, mai am câteva premii pe care vreau să ți le numesc. Cele mai importante premii: Music Factory, Academia Minivedetelor, Europop Kids, locul 1 la Ursulețul de Aur Baia Mare și Delfinul de Aur în Avotari. Măi, dar când ai avut timp să le strângi pe toate? Trece timpul. Aplauze pentru ea, ne va interpreta Zig Zaga. Maira Vrabie! Zigzag, ai spune acum mai tași din gură. Aplauze pentru Maira Vrabie. Foarte frumos, câtă energie, atât în piesă, cât și în personajul de pe scenă. Mulțumim mult, mult, mult. Al doilea recital pe care vreau să vi-l prezint acum este o tânără talentată, care a obținut mențiune la concursul televizat de la The Next Voice Chișinău, are peste 45 de premii la concursurile naționale, dintre care 8 trofee de grupă și 15 locuri întâi. Iulia Novac are 13 ani, tot de la școala Ion Bazgan, mult talent acolo la Ion Bazgan. Tot cu doamna Aurelia Vaida se pregătește și ne va cânta Bound to You. Iulia și... Mamă, dar ai fan, nu te joci! Aplauze! Să dansăm! Thank you.
Astăzi e momentul, doamnelor, domnilor, la concursul de muzică ușoară românească, Florile Dragoste, ediția cu numărul 23. Am ajuns la grupa de vârstă 13-15 ani și dați-mi voie să-i numesc pe concurenții noștri, 7 la număr: Damaschin Delia, Marian Alexandru, Sandu Mădălina, Serea David, Lungu Cristina, Gonciar Ana Maria și Haut, sper să nu greșesc, Denisa. Toată lumea este aici? Hei, hei, și cu aplauze pentru concurenții noștri! Invit acum în scenă pe domnișoara Damaschin Delia, vine de la Colegiul Pedagogic Focșani, îndrumată de doamna Dina Sufletel, și ne va cânta Așa Cum Vrei. Aplauze pentru ea. Ia uitați cât de elegantă este. Maxim, să ai, mergem mai departe cu următorul nostru concurent, Marian Alexandru Ionuț, de la Club Art Tecuci, îndrumat de doamna Ana Irimia. Bună seara, Focșani! Bună seara, Focșani! Nu e ușor.
Succes să ai, mulțumim frumos! Mergem mai departe, Sandu Mădălina Mihaela de la Alexandru Vlahuță, Gugești, îndrumată de doamna Dina Suflețel, mama. Aplauze pentru ea! Prea departe de tot ce am iubit. În sus
Așa voi spune fiecare concurent în parte, ca așa mi se pare normal. Se invită acum în scenă pe Seria David de la școala gimnazială cu Gura Caliții, coordonat de domnul Costel Manea. Ce are ea? Aplauze pentru el! Să ne încurajăm, să fim alături! Yeah.
succes, mulțumim frumos! Mai departe, o domnișoară, Cristina Lungu, pe numele ei, vine din Simion Cristian Andreașu de Jos, coordonată de Cornelia Topală, fată dragă, ne va cânta. S-o aplaudă! Mult succes! Mulțumim și noi, Cristina Lungu, felicitări! Te mai așteptăm de la noi! Mai departe, Gonciar Ana Maria, Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza din Panciu, coordonată de doamna Mirela Georgescu, micul meu univers. Mult succes! Publicul este al tău! Haideți să aplaudăm tare, tare, tare! Și-n pot, popoșii mele-n
micul meu univers ai plecat și într-o lume de nori am intrat. Vicline privind dureri și iluzii iubând am adunat micul meu univers de copii risipit ca un abur fragil. Conciar, felicitări, mulțumim foarte mult și mult, mult, mult succes! Ultima din această zi, dar nu cea din urmă, cu energie, zâmbet pe buze și multe, multe emoții. Urcă acum pe scenă, Hăută Denisa Camelia, vine de la Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu Focșani, coordonată de doamna Aurelia Vaida. Pintam se numește piesa ei, fanii sunt cu tine, aplauze și mult, mult succes! Yeah.
Această minunată zi, doamnelor, domnilor, sunt bucuros că mă aflu și că m-am aflat astăzi pe scena din Focșani.